Salut, prieten! Numele meu este Norbi, iar astăzi continuăm seria de Sky Factory. Și vreau să vă anunț din de la început, pentru că am făcut niște chestii în afara camerei. Și de fapt am înregistrat un video și mi-am dat seama că nu prea se auzea nimic, așa am zis că decât să-l pun așa, mai bine nu-l mai fac. Și așa, în fine, oricum, în video am murit de două ori, cred că, dar nu sunt sigur. Și a trebuit să fac din nou toate itemele, începând și cu achievement book-ul. Am făcut acolo o mică chestie pentru itemele ce le primim de la mob spawner. Am făcut chestia asta pentru Nether Ward-uri, pentru că avem nevoie să ne facem o grămadă de Lily Pads of Fertility și mi-am propus să facem astăzi, să și vedeți. Am făcut chestia asta aici cu ajutorul unui Autonomous Activator, cred că îi zice, nu? Nu, Aquas. Aquas Accumulator, ceva genul ăla. Ce face acea mașinărie? Ia apă și duce într-un loc. Aici avem un temperate fluid duct care ne duce apa în acest barrel de lemn. Și m-am pus să fac din sand, am dus sandul prin sită până am găsit ancient spore. E o sămânță care ne face mileciumul, acest bloc. De fapt este un bloc de dirt pe care am pus acea sămânță și ne-a făcut chestia asta. Bun. Și cum este în mijloc, se află acest barrel cu apă, acesta a devenit witch water. Iar în această apă am băgat sand-ul și ne-a dat soul sand. Pentru că, observați, am făcut acolo un portal pentru Nether, dar ne-a dat undeva în aer și n-am avut cum să ajung să iau niște soul sand-ul de undeva. Bun, acolo am pregătit să fac o zonă în care să facem sacrificiu ca să primim sigilul acesta să ni-l activeze, care l-am primit din mob spawner, cred că mai am încă o grămadă în cutie. Bun, ca să-l activăm ne trebuie să facem o zonă de dirt în care în centrul al cărui trebuie să punem enchanting table și să fie înconjurat de redstone. Bine, când o să facem sacrificiu, trebuie să spargem aceste de torțe pentru că nu trebuie să aibă lumină. Dacă dăm shift și click dreapta pe enchanting table cu acest sigil, o să ne spună ce ne trebuie ca să funcționeze acest altar. Deci ne zice să avem un altar care este înconjurat de înconjurat de redstone, să fie pus pe o bucată de dirt, avem bucată de dirt, trebuie să facem un pic mai mare, că a zis că nu este prea mare, adică nu are suficient pământ natural. Altarul nu trebuie să fie aprins, să fie luminat de altceva decât lumina naturală, adică de soare. Mai bine, o să fie făcută la miezul nopții oricum. Aici ne scrie că este prea devreme, sacrificiul trebuie făcut la miezul nopții. Și mai avem cam aproape 6 ore, aproximativ. Da, 6 ore avem. Până atunci o să ne punem să mai facem ceva pe aici. Să ne pregătim zona în care să facem, să punem lily pads-urile. Am zis că vreau să-l pun dedesubtul acestei ferme.
ca să crească mai repede plantele astea. Avem nevoie foarte mult de plantele astea. Așa, am făcut niște quest-uri în episodul trecut, dar nu sunt chiar așa de grele. Ne-am făcut un watering can din care avem nevoie, putem să facem din iron și bow și un bone meal. Avem nevoie de un bol făcut din lemn. Nu este complicat. Ce am mai făcut? Unde-i? Îmi pierd cartea. Așa, ne-a făcut spațiu pentru plante, în care și plantele alea. Asta nu se poate face, nu poți să faci chestia asta cu Eureka Tall Grass, să primim Minisher Seeds, așa că noi am făcut altcumva. Am luat un seed normal. Hai să-l dăm unul de aici. Nu era niciunul. Nu da. Wow! Nu ne dă un Minisher Seed. Un seed normal, un Minisher Seed. Trebuie să ne grăbim. Avem aici un seed. Acest seed îl punem în centru și îl înconjurăm de Minisher Seed-ul, Minisher Essence. Și ne dă un Minisher Seed. Bun. Am făcut o fermă de mâncare și de Minishes, cât de cât, momentan. Use a sprinkle. Aici trebuie să facem un item care stropește apă pe plantele care ne dau de mâncare. Nu merge pe plantele de la Minishes și sau altele. Deci orice legat de magical crops nu funcționează. Așa, avem un lily pad care l-am făcut. E cam mai greu aici. De-aia am avut nevoie de soul sand. Bun, avem nevoie de lily pad pentru început, essence of nature pe care îl primim de la Minisher Seeds, dacă lăsăm să crească, și plus primim și Minisher Essence. Iar după aceea avem nevoie să facem un splash fertilizer serum. Ce este acesta? Este format din o sticluță, să zicem așa, de apă, din care am pus nether wart-ul și cu gunpowder și ne-a dat un condensed splash serum. După aia am pus 3 bone meal-uri și ne-a dat acest splash fertilizer serum. Și am putut să facem lily pad of fertility. Bun. Ce am mai făcut aici? Am făcut un iron seed. La asta chiar că m-am chinuit destul de mult pentru că îmi trebuie o grămadă de chestii. Bine, mai avem timp, mai avem încă aproximativ o oră jumate în joc. E ok. Hai să vedem iron seed. Oricum o să vedem că o să înceapă să strălucească acest sigiliu dacă suntem în inventar. Bun, avem nevoie de Imperium Essence. Nu avem nevoie de Minisher Essence, avem de Imperio. Astea le facem cu ajutorul unor pietre. Și sunt destul de complicate. Am făcut doar cu... putem să folosim și o singură esență. Noi am folosit cea de redstone pentru că o să folosim redstone mult. Asta am folosit Earth Essence, care îl putem face ca să primim cred că o bucăță de Earth. Așa, iar asta avem nevoie de diamant, de da, diamond și Minisher's Essence. Se pare că putem face sacrificiu. Să ne pregătim, să spargem lumina de aici și să fim atenți pentru că acest dirt va deveni deveni foarte puternic. Nu mi-am luat o sabie. Repede o sabie. Avem aici o sabie ciudată, nu știu dacă o găsesc repede. O sabie, o sabie. Bun, și de iron.
Așa. Vedem ce ne zice acum. Da, putem să facem sacrifici. Avem un creeper. Să-l punem jos și să-l omorâm. Nu! Nu! Nu a funcționat. Nu e nimic. O să-l facem data viitoare. O să găsesc un animal mai bun. Doar că mai avem aici niște safarinet. Cred că o să luăm un porc. Nu sunt sigur, o să vedem. Bun. Să vedem ce să continuăm. Am zis că ne punem... îmi trebuia foarte mult. Diamond seed-ul. Avem mult de lucru la Diamond seed. Avem nevoie de Zivicious Essence. Și da, e cam tot aceeași chestie. Ideea este să ajung la acesta. Deci îmi trebuie esență de la Diamond sau de la Emerald, dar noi vom lua de la Diamond pentru că o să avem nevoie de foarte mult Diamond oricum. Și această piatră ne ajută să facem toate chestiile astea, deci avem nevoie doar de o singură piatră. Bun, hai să ne pregătim pentru sacrificiu unde o să trebuiască. Avem nevoie de un porc. Asta cred că e bun. Avem un porc aici. Viață plină, o să fie mai ușor de omorât. Bun. Să spargem și de aici niște chestii. Trebuie să spargem și orturile pentru că o să ne trăiască pământ. Bun. Avem și nevoie de astea două. Câte avem? Avem două. Ah, mai am găsit încă un seed. Nu trebuie momentan acela. Aici avem iron și redstone. Redstone o să avem nevoie mai încolo. Cred că o să facem o fermă mai mare. Cred că o să facem o fermă din toate semințele care se pot face. Sunt o grămadă de semințe. Bun. Ce să facem? Ne punem să facem sprinkle-ul. Pentru că chiar dacă nu ne-a ajutat cu nimic, o să ne trăiască oricum. Sprinkler. Avem nevoie de iron și o torță cu redstone. Și iron bars. Bine, nu-i greu deloc. Avem aici iron. Am iron. Trebuie un bucată de redstone. Avem redstone, un stick și bine, mai trebuie încă iron destul. Hai să facem grilajele. Să ne facem o torță. Să punem astea așa. Și iron. Și avem un sprinkler. Am prea multe chestii în inventar. O să trească să fac curățenie. Bun. Hai să vedem dacă am pus apa la mijloc. Nu cred că am pus-o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să trească să mai facem în curând, cred că. Hai să fie 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aici trească să facem mijlocul. 1, 2, 3, 4, 5. Bă, nu, e ok. Cred. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, aici trebuie să-l punem. Aici o să-l punem sprinkle-ul. Să punem și micul seed-ul ăsta înapoi aici, că avem nevoie de el. Asta trebuie să-l spargem. O să mergem din partea asta ca să fie mai ok. Bun. Cred că e ok, nu sigur. Hai să-l punem acolo. Nu cred că ne încurcă cu nimic momentan oricum. Pentru început ne trebuie un tank. Cum să zic? O chestie în care să punem apă. Pentru că are nevoie de apă ca să le poată uda de pe la open block să avem nevoie.
Ne trebuie 4 obsidian și glass panel și o să ne dea 2 tank-uri. Nu știu dacă mai mult tank pe aici. Nu, frate. Avem 2 obsidian. Ops. Ups, ups. Mi-au luat pisicuța, nu știu dacă se aude, dar mi-au luat destul de tare. Bun, hai să le scoatem pe astea afară, că nu avem nevoie momentan de ele. Astea nici nu l-am văzut. Au ceva în ele. Nu o să le desfac momentan. Ar trebui să mergem să deschidem niște chestii, să vedem dacă nimerim niște obsidian. Hai să vedem. Hai, sper să nu iasă un animal. La trecută mi-a ieșit un animal și m-a aruncat în void. Avem un spawn de găină. Niște obsidian ar fi mirobolant. Au, avem niște copăcei și mai hărți. Whatever. L-a aruncat acolo. Nimic. Șansa de a primi niște obsidian este foarte mică. Să scăpăm de gold-ul și de aerul nostru aici. Să-l băgăm în smeltery. O, nu plouă. De ce plouă? Nu vreau să plouă. Să scăpăm și de lemnul ăsta. Mă disperă ploaia, sincer. Avem obsidian. Nu ne mai trebuie, ok. Hai să facem tank-ul. Glass pane ne trebuie. Bine, atunci hai să facem... Așa. Bun. A pus în X. Se vede super slab, dar e ok. Avem două tank-uri. Hai să punem... Nu știu să văd dacă mai am un hammer. Why asta îmi face lag? Și mă enervează. Cum să fac? Hai să-l ducem acolo, îl punem jos și o să fac aici niște apă infinită și voi pune în el ca să nu mă brueze. Hai să vedem unde să punem apa. Cu ce să pun acum apa? Nu m-am mers cu ce să pun. Să vedem dacă avem niște bucăți de dar sau să luăm lemn. Cred că o să luăm lemn, e mai ușor. Și avem destul de mult lemn. Avem voie de 2, 4, 6, 8. Și să punem bătul ăsta acolo. Diamond-ul. Și cam atâta. Să le băgăm astea aici înapoi, că ne ocupă spațiu. Și nu vrem. Și astea. O să le folosim și pe alea, într-un viitor apropiat. Cred că erau de ajuns și 6, da? Da. Hai să vedem. Punem aici aia. Sper că n-am stricat planta. Așa. Și acum îmi trebuie două găleți cu apă. Mă disperă ploaia și cred că... am să o opresc. Două secunde. Bun, am oblit-o pentru că mă disperă și îmi facem foarte mult lag. Și nu o să vedem nici nimic. O să căutăm două căleți. Am găsit două căleți. Să luăm apă. Poc și poc. Și mergem să le punem acolo, să avem apă infinită. Oricum o să mai trebuiască și
Încă nu am făcut nimic cu animalele astea de aici. Am văzut că am o vacă acolo care o să ne ajute foarte mult. Și o să, cum o să-l umplem noi cu apă. Și cred că voi pune niște plante de mâncare. Ca să crească. Oricum nu avem probleme cu mâncarea, dar încă două. Bun, avem două. Punem sprinkle-ul. Și ar trebui să trebuiască. Dar nu l-am pus bine. Că vreau să-l pun invers. Nu știu dacă pot să-l pun invers. O să aflăm acum. Așa am vrut. Bun, oricum putem face o chestie încă ca să crească mai repede plantele. Nu știu să văd pe ce rază-i. A, văd că au schimbat din nou sprinkle-ul. L-a făcut iar cum a fost înainte, adică pe rază mai mare. Și aici o să punem mâncarea. Ce avem aici? Unde e asta? Așa. Și am să iau niște bone meal și am să pun în sprinkle. Și o să-l fac ca să crească mai repede. Nu știu dacă am aici. Bam. Am un stack întreg. E ok. Super. Ne ajunge. Pare că în episodul ăsta am vorbit mai mult decât am făcut ceva. Așa că cred că asta o să fie un bonus. Să-i punem așa un bonus video. Pentru că n-am făcut mai nimica în acest video. Și o să pun încă un video mai repede. Pentru că n-am făcut mai nimic în video ăsta, așa că bun, n-am făcut doar un quest. A trebuit atâta timp pentru un singur quest. Da. Bun. Am făcut sprinkle-ul pentru ferma. Urmează să facem Diamond Seeds și cu celălalt quest care nu știu cum o să-l fac. Pentru că o să-mi trăiască o grămadă de episoade, deci efectiv episoade ca să facă această armură. Așa că nu știu cum o să fac. O să vedem. O să fac din el câtva oricum. Ca să puteți să vedeți cum am început să fac armura. Așa că cam asta e pe episodul acesta. N-am apucat să fac nici sacrificiu. Îl fac în următorul episod. Acest episod a fost un bonus, să zicem așa, pentru că am vorbit ce am făcut eu în afara camerei, cum ar veni. Deși n-am făcut mai nimic, a? Nu-i nimic. Așa că ne vedem în episodul următor. Nu o să treacă foarte mult timp până o să îl postez și următorul episod. Pentru că, da, cum am zis, n-am făcut nimic în acest episod și revenim cu forțe proaspete. Bun, ne vedem în episodul următor. Până atunci, să auzim doar de bine. Pa! Yeah.